Comisia interregională pe probleme cu șomeri are drept scop punerea bazelor unor colaborări instituționale eficiente cu autoritățile locale din regiunea Sud-Muntenia și Sud-Vest-Oltenia. Proiectul Munca e pe primul loc, dorește să identifice oportunități pentru scăderea ratei șomajului în aceste regiuni și să elaboreze măsuri care pot stimula ocuparea forței de muncă în zonele respective. Ce-și propune această comisie? Deci propune să facă schimb de informații pe această regiune, să reușească să pună în evidență problematica care se confruntă aceste instituții care lucrează pe acest domeniu și de o parte și de cealaltă. De asta vă și spuneam că există și reprezentanții ai patronatelor, ai angajatorilor, să identifice probleme comune și, evident, soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Aici, la Râmnicu Vâlcea, are loc cea de-a patra ședință. A existat prima ședință, cea de constituire a comisiei. O a doua a avut loc la Zimnicea, când mulți dintre cei care sunt acum prezenți au făcut cerere de aderare la această comisie și au fost acceptați. O a treia ședință a stabilit executivul acestei comisii. Eu sunt președintele comisiei, alături de mine este domnul Mihai Murar, care este vicepreședinte al comisiei, director al JOFM Telorman și vă spuneam cel de-al doilea vicepreședinte, domnul Virgil Boboc, directorul Camerei de Comerț și Industrie Dolj, care, din păcate, asta nu este prezent. Ne propunem să stabilim detaliile unui portal. Am discutat și în ședințele anterioare. Să găsim o metodă eficientă de lucru, de schimb de informații. Ca lucrul acesta să se poată întâmpla, avem nevoie de un instrument și ne-am gândit noi la acest portal, un site ceva mai mare, care să cuprindă instituțiile, link-uri către instituțiile pe care le reprezintă fiecare în această comisie și toate informațiile de care avem nevoie în activitatea noastră, informațiile la care, bineînțeles, toată lumea să aibă acces prin internet.